Păi vă salut, distinși consumatori de vloguri maritime. În vlogul de astăzi conducem Sfântul Taycan, făcător de minuni și atrăgător de priviri. Este un Porsche Taycan full electric. Vă spun imediat specificațiile acestei mașini grandioase, prețul desigur, ca să ne ofticăm împreună că nu avem bani să ne cumpărăm așa ceva. Propun să înceapă vlogul, haideți să haidem! Apropo, suntem în turul electric, 9 zile pe România, cu 8 mașini electrice și astăzi este ziua în care conducem Taycan. Găsiți toate vlogurile pe care le-am spus acum, adică două bucăți, pe link-ul din descriere. Gata, acum chiar începem, să începem! Domnilor și domnilor, mașinuța, umila noastră mașinuță care ne vom plimba astăzi, este un Taycan cinstit, uitați-vă la dânsul, care mi-a oferit o surpriză încă o dată, pe rog și anul trecut când l-am condus, am fost la fel de surprins. Uitați-vă ce portbagaj generos are pentru o mașină sport. Deci a intrat trailerul meu mare în spate și pe aici va intra și trailerul colegului și pe rog că eu această geantă o voi ține în spate. Chiar și așa, este uimitor cât de încăpător este. Uite, priză de 12. Foarte drăguț. Bă, ce mașină, bă, băieteu, ce navă spațială. Încă o arătată. Da? Începe ziua, o să mergem la Vitesco Technologies. Stați așa puțin. Mergem la Vitesco Technologies aici în Iași, da? Da, afirmativ. Ei sunt sponsorul principal al acestui tour electric. Ce fac oamenii ăștia? Dar super pe scurt, într-o propoziție. Păi super simplu, ca să înțeleagă lumea, trecut, pe mega scurt. Din mașinile pe care avem noi în tour, ei fac părți. În Iași, Timișoara, Sibiu și Brașov. Hai să-i cunoaștem. Asta zic. Hai să vedem cum arată interiorul acestei mașini. Că exteriorul cred că îl știți cu toții, nu? Oricum o să trag niște cadre super, super frumos. Sper că le-ați văzut deja cu el în intro. Dar eu zic să intrăm. Pentru că interiorul contează, știți cum e vorba aia? Ia uite-le, Ia uite-te. Mâncat tartata de băiat frumos. Nu știu dacă mi-ați urmărit vlogurile din turul electric de anul trecut de pe canalul principal, o să pun și un link în descriere și către turul ăla dacă vrei să-l vedeți. Atunci am făcut promisiunea că în 5 ani o să am un Taycan. A trecut un an de atunci, mai am 4. Suntem pe drumul cel bun. Suntem în grafic. Uitați-vă la el, băi, nu se poate așa ceva. 378 de kilometri autonomie ne spune și mi-ar plăcea să văd pe undeva procentul bateriei. Mă uit, dar nu văd, deci mă uit pe ecranele astea și nu văd. Charge-a. 99% baterie, 378 de kilometri. Nu e mult, dar e suficient în contextul în care ai un sport car. Vom vedea astăzi cât de reliable, ca să mă mânjez de engleză, este această autonomie de 378 de kilometri cu 99% baterie. Chiar sunt curios cum se duc kilometri atunci când apeși pedala, pentru că nu ai cum să nu apeși pedala la așa mașină. Sunt atât de emoționat, pentru că l-am condus și anul trecut și știu ce-i poate caroseria. Doamnelor și domnilor, fișa lui Porsche Taycan. Taycan Performance Battery Plus este numele lui de buletin. Hai să vorbim despre chestiile care chiar contează. Putere maximă 476 cai putere. Cuplu maxim 357 Nm. Capacitate baterie 84 kWh net, adică folosibil, brutul este 93 kWh. Putere charger încarcă cu 22 de la priză de la AC și cu 270 kWh de la fast, adică duce până la 270. 0-100 km în 5.4 secunde. Viteză maximă 230 de km pe oră. Mă așteptam la mai mult la asta cu 0-100. Care-i faza cu asta de are așa de puțin? Pentru că Tesla mea, care vine acum, are 4.4 și o să-i fac boost-ul să aibă 3.9.
Interesant. Preț final mașină testată 135.000 de euro. Cu Arab la plus 126.000 de euro. Deci dai 126. Taycan-ul pornește de la 88.412 euro. Ăsta e cel cu 408 cai putere, 71 kWh baterie. Ăsta este așa. Ce am condus eu anul trecut, cred că a fost Taycan 4S. Cred că ăsta a fost. Și avea 530 cai putere. Uitați-vă la clipul pe care l-am făcut anul trecut, cred că ăla era... Din nou o să folosesc un cuvânt în engleză, aia e insane. Dar ăla e cuvântul pe care poți, pe care să-l folosești când vrei să descrii mașina asta. Uitați-vă, vă arăt aici așa frumos fișa, să o vedeți și voi, că poate să fie alte lucruri care vă interesează. Uitați-vă, frumos, elegant. În partea dreaptă sunt sponsorii evenimentului. Ăsta e momentul în care spălăm mașinile, cu toate că plouă, dar le spălăm să arate bine, special Taycan-ul. Uitați-vă la ele, timpul să-l facem fărumii, fărumii. Încă la tata de băiat. Frumos ești, bă, frumos ești. Cam putoros în echiparea asta, dar ești frumos. În cadrul următor veți vedea ce înseamnă o mașină frumoasă cu spume. Say hello to my little friend. La tata! Colegul spală mașina. Auzi. Bum, și am ajuns la Vitesco. La fel ca data trecută, eu stă la care în ziua în care se face vizita și se stă câteva ore bune undeva, în ziua aia eu am Taycan-ul. Tot și data trecută la fel am pățit. În rest, toate zilele oamenii conduc, ale alea, noi stăm astăzi. Da, mergem la Piatra Neamț, o să cum mai conducem. Dar nu la fel de mult pe cât au condus toți ceilalți. Deci ăsta, ăsta e norocul meu, fix la fel a fost și anul trecut. Ia uite, mi-au dat beci, bă, băiete, bă, cu numele meu, bă. Ce scrie aici? Vizită. Mamă, ne plimbă ceva pe aici astăzi. Să avem apă, mâncare. Pentru asta am venit. Începătorul, să ne arate chestii pe aici. Salutare, eu sunt Cătălin, sunt inginer în Vitesco de vreo 7 ani de zile. Și ăsta este un motor de mașină, este automobil? Este un motor asemănător cu cel care este în momentul ăsta pe Moca. Pe Moca? Da. Este tehnologia de MR3, care mi-era povestită și către Toma Știrle. Pentru următoarea generație plănuim să construim un alt test bench în nouă centru de testare. Și implicarea Vitesco în procesul ăsta care e? Implicarea inventor, dezvoltarea din inventor. Ah, ok, dezvoltarea bun. Dezvoltarea din inventor și testarea parte de... Cool, 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 cool. Aici am aflat niște chestii pe care evident nu le știam. Motorul ăsta, deci motoarele electrice sunt două tipuri, motoare pe curent alternativ și pe curent continuu. Cele pe curent alternativ sunt mult mai fiabile decât cele pe curent continuu, de asta avem, există cele mai multe sunt pe curent alternativ. Bateriile oferă curent continuu și ca acel curent continuu să funcționeze la motor pe curent alternativ, ai nevoie de invertor. Și aici intervine Vitesco. Cât de tare! Componente, oamenii ăștia fac componente care se regăsesc pe foarte, foarte multe mașini electrice. Deci am înțeles pe aproape toate mașinile electrice care sunt în turul ăsta, ceea ce e super tare. Deci în această cameră, pur și simplu ne izolăm produsele noastre de mediul exterior din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice. Ce ați învățat băieți aici azi? Oleu! Faptul că aici, la Vitesco, fac componente și pentru mașinile de competiție. Pe bune? Da. De ce n-am învățat asta? Pentru că n-ați întrebat. Simplu, i-am întrebat. Că l-am avut pe colegul Șterbu care a întrebat, credeam că a întrebat tot ce se putea întreba. Nu. Opa, mergem să mâncăm la Chefa. Așa se numește locul ăsta. Hai să vedem. Deci nu fac clip aici sau la pachet de aici, fac de unde mâncăm de seară în Piatra Neamț, dar vă arăt cum arată bărgarașul ăsta aici.
Mai mult decât corect, doamnelor și domnilor. Hai că-l testez, îl testez acum, aflați cum e. Băi, e delicios burgerul, să știți. Foarte bun. Hai, Dobertule, bagă acolo, în magazinează-l. Nu că-s la regim. Burgerul a fost de vreo 4, să știți așa, a fost ok. Carnea a fost puțin dubioasă, dar a fost bun burgerul, cinstit. Însă, desertul este absolut senzațional. Este, nu știu, o tartă cu mere, dar fără pâine. Sunt mai multe mere aici, nu știu cum să zic. Și înghețat asta cu niște scorțișoare sau cipă deasupra, nu știu. E o nebunie, e absolut delicios. Wow, wow. Deci e colegul la volan acum și mi-ar plăcea să zici câteva chestii despre mașină. O conducem pe bucata dintre Iași și Piatra Neamț. Mai întâi o conduce el, se distrează, este bucata lui preferată din ce mi-a spus. Da, și dă frumos, civilizat, în limite legale, desigur. Cum e colegul? E bine. Am observat că la Taycan nu ai modul eco. Ai un mod care se cheamă range. Mod în care îți limitează puterea la îți limitează și puterea, dar și viteza maximă la 110, pentru că ai viteza ideală de deplasare pentru electrică, astfel încât să nu consume inutil energie, dar noi am evitat modul ăla, l-am lăsat pe normal. Nici n-am exagerat cu Sport Plus sau ceva, pentru că nu are rost. Adică mașina se ține foarte bine pe viraje și îți dă tot ceea ce cauți de la o mașină sport, fără să te simți în vreun fel că sunt împinse limitele, știi? Practic. Și accelerează, după cum poți să vezi. Foarte tare, da. Accelerează bine, în ciuda faptului că nu este modelul ăla de top cu tracțiune integrală și, în fine, da, are doar motor pe puntea spate. Are doar motor pe puntea spate, da, și un sistem de tracțiune foarte, foarte de control al tracțiunii, foarte, foarte șmecher, astfel încât dacă nu-l pui pe Sport Plus și dacă nu-i dezactivezi gardienii ăștia, adică iar Guardian Angels, cum s-ar spune, de dacele electronice, e pur și simplu o limuzină în sport foarte, foarte dramatică, așa ca apariție. Ia, poți să ții camera drept? Vai de cap. Ca să înțelegeți cât de ușor e să fii vlogger care e și încăpățânat și vrea să pună 3 clipuri într-o zi, două sunt programate, adică unul a fost pus deja, ăla cu mâncare, ăla daily-ul vine diseară și e ok, e sus acolo, frumos programat, și vlogul pe canalul principal a meditat la masă în timp ce mâncam burgerul și fix când l-am terminat și l-am pus la randat, a trebuit să plecăm. Așa că l-am randat în poală și acum încerc să-l aplodez din mers, ceea ce vă dați seama că e foarte greu, pentru că nu prea e net pe drum. Mergi însă Piatra Neamț acum. Ideea e că te cam sacrifici, îți cam futezi în o fază de genul ăsta, știi? It's complicated. Da. Unde mai pui că trebuie să pleci și ții în scaun, că ești în... Da, într-un Taycan. Într-un Taycan, pe drumul virajate, doamne. E greu, e complicat, dar cum ar zice francezul, it's part of the job. Uite aici am o viață de vlogger, o viață de vlogger, bă, la muncă, bă, dă-le dracu de clipuri de YouTube. Acum este rândul meu să mă joc puțin cu Taycan Taycan. Haideți, mergem să Piatra Neamț, aici e Hanu Ancuței. Ajungeți vreodată la Hanu Ancuței să mâncați ca o ciorbă senzațională. Este superb drumul ăsta de la Hanu Ancuței spre Piatra Neamț. Și ascultați pe fundal sunetul din boxe creat de Taycan, ca să simuleze așa accelerația, dar e o accelerație de navă spațială. Ia ascultați. Dragă internet, vreau să zic doar atât. Mașina asta, chiar dacă vine în versiunea mai puturoasă, cu 5.1 secunde accelerație, cu un singur motor pe puntea spate, tot este spectaculoasă. E spectaculoasă prin dimensiunea ei și prin modul în care se agață de șosea. E spectaculoasă prin interior, e absolut superb, și prin exterior, e absolut superb, prin faptul că este un Porsche. Sincer să fiu, dacă mi-aș lua mașina asta, dacă aș avea 120.000 de euro să-i dau pe mașina asta, aș mai pune ceva să iau versiunea aia cu două motoare, să am accelerația aia, bombă. Iar dacă stai să te gândești,
Tesla mea devine acușică, accelerează în 4.4 secunde, asta accelerează mai greu decât aia. Și un fucking Porsche. Și dacă dai 120.000 pe asta, ai putea să-ți iei Play-Doh. S-ul. Care, mă, va fi liber la un moment dat în România, cred că la anul, pe vremea asta. Dar dacă vrei un Porsche, băi, dacă vrei bijuteria asta, ai trebuie să mai pui niște bani să ții pe aia mai șmecher. Din punctul meu de vedere. Nu sta acolo, n-am bani niște. Doamne ajută să la un moment dat să iam. Am permis în vlogul de anul trecut cu Porsche Taycan, că în 5 ani o să am un Porsche Taycan. A trecut un an, mai am 4. Dar cu siguranță dacă mă voi lua Taycan și trebuie, că am permis vorba aia public, va fi aia, Taycanul cu mai mulți cai, cu două motoare, cu accelerație mai babană. Că dacă tot e Taycan, hai să fie senzația aia blană, știi? Nu zic că m-a dezamăgit mașina, e un Porsche, n-are cum să te dezamăgească, n-are cum să nu te facă să fii fericit când te uiți la volan, dar problema e că am venit cu niște așteptări. Și e vorba aia americană că expectations are the thief of joy. Sunt așteptările sunt hoții bucuriei, pentru că îți ridici undeva nivelul și după aia te trezești că stai că nu e așa și orice ar fi, dacă nu atingi nivelul ăla ești trist. Eu mă bucur. N-ai cum să te bucuri că e Porsche, știi? Da, în fine, interiorul este superb. Adică e fix ce trebuie, calitate, simți calitatea și elementul luxury peste tot. Piele, combinația asta de roșu cu negru, display-urile, faptul că pasagerul are și el display-ul lui, muzica se aude absolut fenomenal, adică aș da la maxim boxele o piesă, dar mi-aș lua claim și nu vreau să-mi iau claim pe YouTube, dar am dat la maxim și frate îmbubuiau picioarele, îmi tremurau picioarele de la bas, se aude crystal clear cum ar veni, adică super fin. Impecabil sistemul audio și poți să muți centrul de muzică să fie în spate, în față sau pe mijloc. E marfă, din punct de vedere user experience, este cu adevărat o experiență foarte șmecheră. Singurul watch out ar fi faza aia cu accelerația, până la urmă un Porsche și ciudat 5.1 și autonomia, desigur. 350, 360, 70, pe acolo e autonomia. Când va ajunge în punctul de 450 reali, tuț, e o mașină încăpătoare și în spate stai bine, port bagajul e surprinzător, adică tuț. Noi suntem la o stație de încărcare, de 15 minute stăm aici, o să-l întreb pe colegul cât aveam când am venit, 68% baterie, cred că stăm până la 80. Suntem în Piatra Neamț, aseară dormim la Hotel Central, nu, Central, Central Plaza. Suntem la mall. Uf. Ziua 3. E bine. Colegul, arată-le oamenilor șmecheria ta, rog frumos. Domnilor și doamnelor, în reflexia asta îl vedeți pe Mariciu bucurându-se de Taycan. Și aici, pe display-ul pasagerului, pentru că are nu doar display-ul Taycanul ăsta, cântă o melodie, dar thumbnail-ul este de la noul vlog, practic, pe care vă invită de altfel să-l și urmăriți. Pe canalul principal. Pe canalul principal. O perjeală totală. Da, asta pentru că e pe YouTube-ul deschis și ăsta nu știe ce să ia dintre imaginea de pe Spotify sau de pe YouTube și a ieșit o struță cămilă. Muzică de pe Spotify și thumbnail-ul pe YouTube. Au ajuns la hotel. Se pare că la un 8 sau ceva genul trebuie să mergem la masă. Boom. Arată câta camera. Wow. Câta camera. Doamne și domnilor, camera mea de la Hotel Central Plaza. Mamă, cât de mare e, băie. Jap. Avem și view. Ce frumos se vede. Cred că putem concluza că ăsta a fost locul. Ne vedem mâine, uitați-vă pe Instagram pentru postări în timp real.